ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează. Suntem în plină campanie electorală, încă mai avem aproximativ 2 săptămâni din această perioadă în care fiecare dintre candidații pentru funcția de primar, consilier județean, consilier local și președinte de Consiliu Județean vin în fața dumneavoastră pentru a-și prezenta oferta electorală, pentru a-și prezenta proiectele, dar și viziunea pe care dumnealor o au asupra dezvoltării comunităților pe care își doresc să le reprezinte pentru următorii cel puțin 4 ani. Așadar, în data de 27 septembrie, fiecare dintre dumneavoastră, cei cu drept de vot, bineînțeles, își vor putea exercita acest drept câștigat până la urmă și își vor putea alege reprezentanții pentru următorii 4 ani, așa cum spuneam, pentru 2020-2024. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, o am alături de mine pe doamna Cristina Chivu, candidat al alianței PNL-UDMR-PNCCD și președinte al Tineretului Național Liberal din județul Hunedoara. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua și bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Iată, avem și figuri tinere, putem spune, pentru că în ultimii 30 de ani, cred că mulți dintre noi, dintre dumneavoastră, și-au dorit să vadă în funcții cheie, poate și din județul Hunedoara, dar și la nivel național, trebuie să recunoaștem acest lucru, să vadă oameni tineri, oameni care au viziune și proiecte, bineînțeles, pentru dezvoltarea sănătoasă și corectă și poate și trainică a comunităților din care fiecare face parte. Așadar, doamna Chivu, sunteți o figură relativ nouă în această lume a politicului, o lume a politicului de care am văzut tinerii cam fug. Nu și dumneavoastră. De când sunteți membru în Partidul Național Liberal? De ce Partidul Național Liberal? Pentru că mai apoi o să discutăm și care sunt proiectele și care este viziunea dumneavoastră asupra ceea ce înseamnă dezvoltarea județului Hunedoara. Da. În anul 2013 am hotărât să mă alătur Partidului Național Liberal, în primul rând pe plan local, pentru că inițial domnul primar Adrian Ovănesc, primarul de la Crana, a fost cel care m-a convins să mă implic, tocmai cu o teză din asta, să spun, prin care spunea dacă toți tinerii o să fugă de politică, ce se întâmplă cu orașul, ce se întâmplă cu județul, ce se întâmplă cu țara. Da, iar acum este foarte ușor să stăm în spatele telefoanelor, în spatele monitorului sau chiar și în spatele micilor ecrane și să comentăm, să spunem că acolo nu este bine, ar trebui făcut așa, însă puțin sunt cei care și au atitudine, așa cum spuneați mai devreme, și se implică cu adevărat. Exact asta este ceea ce le spun eu tinerilor, din calitate de președinte a organizației de tineret a Partidului Național Liberal, filiala Hunedoara. Exact asta le spun tinerilor. Atâta timp cât stăm pe margine și comentăm și nu ne implicăm, nu putem avea pretenții prea multe să se schimbe lucrurile. Haideți să ne implicăm, haideți să punem mâna, pentru că în momentul în care ajungi, muncești și ajungi pe o funcție de unde poți să iei niște decizii, automat poți să influențezi ca, nu știu, județul, orașul din care tu faci parte să o ia în direcția bună. De asta am hotărât să intru în politică. Nu știu dacă am avut neapărat o lansare foarte, să spun așa. Am muncit, am fost susținut de colegii mei de la partid, atât de la județ, cât v-am spus, și domnul primar Adrian Ovănesc, domnul Lucian Heiuș, doamna Carmen Hărău, senatorul de Hunedoara, și, bineînțeles, Adrian David, candidatul nostru la președinția Consiliului Județean, m-au sprijinit și m-au învățat foarte multe și în continuare am foarte multe de învățat de la ei. Și de asta, dacă îmi permiteți, vreau să fac un apel către toți tinerii care sunt cât de cât interesați și conectați, cu toate că toți ar trebui să fim interesați de ceea ce se întâmplă pe scena politică, pentru că până la urmă de asta depinde viața noastră, de asta depinde viitorul nostru, pentru că nu avem o ramură a economiei sau a vieții noastre care să nu fie influențată până la urmă de politică. Intrați în politică, implicați-vă, nu neapărat la Partidul Național Liberal, nu vreau să fac aici o neapărat să o lobby pentru partidul în care eu fac parte, cu toate că din punctul meu de vedere este cel mai bun automat, pentru că de asta l-am ales. Dar avem totuși o ofertă electorală, să spun, bogată. Sunt partide noi, sunt partide vechi, sunt partide de dreapta, sunt partide de stânga.
alegeți ceea ce vi se potrivește și implicați-vă, pentru că atâta timp cât rămânem pe margine, suntem doar spectatori și comentatori și nu o să avem niciodată posibilitatea să schimbăm cu adevărat ceva. Pentru că foarte rar se întâmplă ca opinia publică să influențeze în vreun fel marcant direcția în care o ia o administrație publică sau direcția în care o ia anumită politică. Da, este important, însă de multe ori cred că și dumneavoastră v-ați ivit de acest zid, practic, din partea unor tineri. Refuză să intre în politică, deși își doresc acea schimbare de care vorbim cu toții până la urmă. Da, poate... Este un fel de bau-bau, așa să-i spunem. Da, în primul rând, când vorbim de tineri, vreau să punctez că nu mă refer la tineri de neapărat de 18-20 de ani, pentru că până în 35 de ani... pe statutul PNL scrie că faci parte din organizația de tinere. Deci oameni la 20-30 de ani, oameni care au terminat facultatea, care au familii, care au copii, care vor care să plece pe un drum afaceri, în viață, poate, care în au afaceri, care au realizat ceva sau sunt în construcția și în căutarea unei cariere, trebuie să ne implicăm. Trebuie să ne implicăm cât de puțin și... Pentru că, până la urmă, politica este un voluntariat. Inițial așa încep, ca și voluntar într-o organizație în care este mult de lucru și muncind și crescând poți să ajungi la nivelul la care ideile tale sunt luate în seamă. Cu toate că de la început avem o democrație, adică dacă ai ceva de spus, tot timpul ești ascultat, ești luat în seamă. Acum depinde și de deci funcția de spus, pe care o ai ca să poți să implementezi anumite lucruri. Intrând, muncind și crescând în interiorul Partidului Național, eu cred că am ajuns la nivelul la care ceea ce am eu de spus este ascultat, ceea ce au tinerii de spus în județul Hunedoara, eu tot timpul am preluat și am transmis mai departe conducerii și cred că suntem foarte bine reprezentați, pentru că în acest an pe listele de candidați în județul Hunedoara avem un candidat la un oraș, la primăria unui oraș, la Urican, l-avem pe Andrei Perneș, care este are 28 de ani și este prim vicepreședinte al organizației. Da, este un tânăr curajos și care deocamdată îi face, chiar îi face zile fripte primarului PSD acolo, domnului Buhăiescu. Avem două comune unde avem candidați la funcția de primar din organizația de tineret. Avem foarte mulți colegi pe lista de consilieri locali, undeva la 140 și ceva de tineri sunt candidați pe listele diferitelor comune, orașe și municipii din județ. Și pe lista de Consiliu Județean avem 10 tineri până în 35 de ani care sunt candidați pe funcții eligibile sau poate nu chiar atât de eligibile, dar care au... Și-au arătat interesul și-au de a dat reprezenta... interesul. Eu, la fel, am avut deschidere la colegii seniori atunci când am făcut aceste propuneri, aceste nominalizări și cred că, în primul rând, contează foarte mult ca experiență să fii candidat pe... Chiar dacă nu vom reuși în acest mandat, dar sunt sigură că mandatul viitor au vom, șanse. Vom pleca cu experiență și vom pleca cu altă șansă, pentru că eu în 2016 la fel am fost candidată la Consiliul Județean pe o poziție mai jos pe listă, care bine, cu timpul chiar s-a concretizat, pentru că din aprilie sunt Consiliul Județean, am reușit să am 3-4 luni în Consiliul Județean ca să... Cum a fost această experiență? Scurtă, ce-i drept, 3-4 luni și sincer, să uităm groaznică. Că practic sunteți în opoziție, pentru că... Groaznică, tocmai din acest motiv, Județean pentru că orice, de orice am avut de spus, orice propunere, orice inițiativă, fie s-a respins, fie au colegii mei din PSD, din Consiliul Județean, au o tehnică extraordinară prin care se abțin toți. Având în vedere faptul că iau o majoritate confortabilă prin care, cu sau fără voturile colegilor mei din Partidul Național Liberal, orice hotărâre și orice decizie se iau, ei o pot vota și o pot trece cu majoritate simplă, atunci când venim noi cu o decizie sau cu o propunere, nu votează contra, ca să spun am fost contra, se abțin. Și în momentul în care se abțin toți, automat propunerea nu trece. V-ați așteptat la o astfel de experiență atunci când ați intrat în Consiliul Județean? Nu. Nu. Adică... Cum vedeți dumneavoastră normalitatea? Acum, politica bine, depinde cum definești normalitatea. Da, politica este politică și este normal ca fiind din două partide diferite, unul de dreapta, unul de stânga, cu două viziuni diferite și cu această tensiune care se vede la televizor, se vede de la național în jos, se vede peste tot. Adică chiar nu s-a putut lucra cu anumiți oameni din Partidul Social Democrat.
mă așteptam la oarece dispută, să spun așa, dar nu la modul la care absolut tot ce vine din partea PNL să fie rău și doar ce vine din partea PSD e bine. Adică sunt hotărâți, sunt decizii pe care luăm care afectează întregul județ, nu doar votanții PSD sau doar votanții PNL, pentru că de multe ori s-a pus problema de a fi marginalizați tocmai cetățenii din localitățile păstorite de primari liberali și favorizați cei din localitățile păstorite de primari PSD. Ok, înțeleg treaba asta, dar de acolo până la modul la care aici se poate și dincoace ne spuneți că nu mai este legal pentru că automat este primar liberal, nu m-am așteptat. Am avut o situație concretă prin care un drum care aparține, de exemplu, municipiului Deva, fiind folosit în activități pentru binele întregului județ, a fost trecut în patrimoniul Consiliului Județean pentru a fi întreținut, reparat, pentru că e mai ușor să accesezi fonduri și se poate face chestia asta legal. Am făcut. Pe urmă a venit rândul unui drum din Petroșan, care este o discuție foarte veche pe el, pentru că pe acest drum se face accesul la deponeul de deșeuri pentru folosit de toată Valea Jiului, nu doar de municipiul Petroșan. Drumul este sub orice critică, pentru că n-a fost făcut ca un drum pentru mașini de tonaj mare și vă dați seama, mașinile de gunoi trecând zilnic pe acolo, l-au distrus. Și atunci a venit cu propunerea, haideți să-l ia Consiliul Județean, pentru că oricum lucra în zona respectivă, avea utilaj, aveau tot, haideți să-l ia, sunt 2 km de drum, să-l facă... Nu era o distanță foarte mare. Și nu era o investiție foarte mare. V-am spus, tocmai ce se făcuse cu ceva timp înainte pentru o primărie comisă de un primar PSD, efectiv, toți consilierii județeni PSD s-au abținut. Deci n-au votat contra ca să poată să spună, să mergem să spunem oamenilor din Petroșan, uite, PSD nu vrea să facă pentru voi, pentru că voi nu contați, pentru că aveți un primar liberal și la voi nu se poate, dar la alții se poate, s-au abținut. De ce credeți că se întâmplă aceste lucruri? Bun, avem două partide, da, și în Consiliul Județean, trebuie să recunoaștem, este PSD și PNL. Fie că a fost condus Consiliul Județean de PNL sau de PSD, întotdeauna a existat această formațiune, cele două formațiuni în Consiliul Județean. Sunt cazuri și au fost cazuri în care proiectele au fost benefice, cum spunea și dumneavoastră mai devreme, pentru toți locuitorii acestui județ, indiferent de culoarea lor politică sau dacă aveau sau nu aveau culoare politică, pentru că sunt votanți care nu fac parte din niciun partid politic. De ce credeți că se ajunge în aceste situații în care un proiect bun nu este votat? Nu trece de Consiliul Județean? Nu vreau să fac aici o declarație să mă hazardez, dar... Sincer, mai mult decât rea voință, eu nu văd. Din moment ce ai legalitate, ai precedent, ai... Adică oamenii din Petroșan nu l-au votat 100% pe Tiberiu Iacobriții să le fie primar. Da, oamenii din Petroșan l-au votat într-o anumită proporție. La fel au fost votanți PSD, UDMR, ALDE și ce alte partide au mai participat la alegerile din 2016. Și la fel sunt locuitori ai județului Hunedoara, pe care tu, în momentul în care intri în Consiliul Județean, depui un jurământ, prin care juri să faci tot ce stă în putere pentru a ajuta și pentru a face ca viața locuitorilor din județul Hunedoara să fie mai bună. Tu făcând aceste discriminări, că până la urmă sunt discriminări care țin de politică, ajungi să dai într-o extremă pe care eu nu, sincer, nu o înțeleg. Poate colegii mei mai în vârstă sunt obișnuiți cu acest sistem și poate ani de zile s-a lucrat așa, dar tocmai pentru asta îmi doresc să vină cât mai mulți tineri în politică pentru a renunța la aceste obiceiuri prin care efectiv din ură și din râcă și din orgoliu și din nu știu de ce se fac lucrurile astea. Pentru că suntem în campanie electorală și pentru că tot ce se face este electoral. Deci în ultimul an de zile județul n-a mai dat nici înainte, nici înapoi din cauza că este campanie electorală. Vin alegerile. Ultimii 4 ani de zile cu această conducere la Consiliul Județean a fost sub orice critică. Deci au avut înspre zero fonduri europene accesate în condițiile în care regiunea vest în care facem parte noi împreună cu județul Timiș, Cara Severin și Arad au cel puțin 90%. Noi am mers înspre zero. N-au făcut un drum nou, n-au asfaltat nimic. Spuneți că nu există proiecte în desfășurare pe fonduri europene? În desfășurare pe fonduri europene este un singur proiect lăsat din 2016 de Adi David, drumul Hunedoara-Călan.
Atât. Care a fost răstărăgănat și contestate licitațiile și probleme foarte grave. Știți, mă gândesc că este toată lumea la curent cu cazul doamnei Carmen Guran, care a spus tehnic, dânsa era directoarea compartimentului tehnic din cadrul Consiliului Județean și a spus nu se poate să punem, vă spun exact, că așa în mare și la modul la care am înțeles și eu, pentru că nu sunt în domeniu, nu sunt inginer, în proiect trebuia să fie pusă piatră pentru a ține o fundație de drum, pentru că este un drum destul de circulat, un drum pe care circulă și mașini de tonaj mare, și constructorul a vrut să pună zgură ca să reducă costurile, bani care nu știu unde se duceau din moment ce deja era aprobat și era pe fonduri europene, pe un buget cu calcule, cu tot ce trebuie. Doamna Guran a spus nu se poate, pentru că zgura se lasă, toată lumea știe, zgura e casantă, se lasă și pe urmă n-am făcut nimic. Peste 2-3 ani iară trebuie să facem drumul, fiind pe fonduri europene și fiind refăcută inclusiv structura. S-a dorit să se facă la standarde foarte ridicate pentru a nu mai avea probleme cu acest drum. Doamna Carmen Guran a fost singura care s-a opus și atunci s-a refăcut organigrama și s-a reușit să fie dat afară din Consiliul Județean, pentru că a fost singura care nu a fost de acord să semneze aceste hârtii. A fost un subiect mediatizat. Da, foarte, foarte mediatizat și cunoscut de mulți dintre E păcat că un om profesionist, pentru că dânsa nu era nici din PNL, nici din PSD, nici din alt partid, dânsa era un profesionist care își făcea treaba foarte bine, pentru că în momentul în care un director de compartiment tehnic vine și spune nu-i bun proiectul, înseamnă că știe ce vorbește. Înseamnă probabil că știe ce vorbește și înseamnă că vrea mai mult de la constructorul acela sau de la proiectantul acela, vrea ca în primul rând drumul să aibă o anumită calitate. Din păcate, proiectul lăsat din 2016 era deja finanțat în 2016, trebuia să facă doar licitațiile. De-abia anul acesta, destul de târziu, s-au început lucrările, încă se lucrează, nu știu dacă va fi gata în acest an. Vom depăși toate termenele, e posibil ca Consiliul Județean să trebuiască să dea niște bani înapoi la UE pentru că s-au depășit anumite termene. Este o situație deplorabilă din punctul meu de vedere. Restul drumurilor sunt groaznice, la fel sub orice critică, drumuri județene din comuna Boșorod, din comuna Rapol, drumul care merge de la Șemuș la Gioagiu, este groaznic, este un pericol să circul pe acolo. Avem foarte, foarte multe sesizări din tot județul, cu poze, cu... Aveți și soluții pentru aceste probleme pe care le prezentați acum? Iată, vorbim despre infrastructura rutieră, pentru că... Da. Vrem, nu vrem, cam toți circulăm pe aceste drumuri, indiferent că vorbim de Valea Jiului, de zona Brad, de zona centru a județului. Avem una dintre cele mai mari rețele de drumuri județene din țară. Asta nu înseamnă că este imposibil de gestionat această rețea și asta întreb consilierii, mă rog, cei care sunteți pe lista partidului, Alianței Partidul Național Liberal, UDMR, PNCCD, pentru a intra în această luptă pentru următorii 4 ani. Aveți soluții, aveți proiecte pentru aceste probleme, da, pe care hunedorenii până la urmă le au? Da, în primul rând ce vreau să vă spun este că Consiliul Județean, consilierii județeni nu au funcție executivă, ei nu execută, ei nu pot face lucrări, dar pot veni cu propuneri, pot veni cu proiecte și în primul rând îl pot susține pe președintele Consiliului Județean, care este președintele și vicepreședinții, sunt cei care au funcțiile executive și care pot face proiecte, pot depune, pot cere finanțări, se ocupă de execuție, se ocupă de recepție, se ocupă de tot. Candidatul nostru, Adrian David, la președinția Consiliului Județean și-a asumat și unul dintre proiectele lui și al nostru automat ca și echipă este ca în următorii 4 ani să nu avem un kilometru de drum neasfaltat sau nereabilitat. Pentru că nu pot să spun acum că 100% sunt într-o stare groaznică, dar marea majoritate, pentru că în ultimii 4 ani nici măcar nu s-a întreținut ce s-a făcut în 2016, până în 2016. Drumul spre de la Orăștie la cetățile dacice, care este un obiectiv extraordinar de cunoscut și mi se pare cel mai important obiectiv de la noi din județ. Drumul, datorită faptului că în acea zonă când plouă vin torente de pe munte, se rupe, trebuie întreținut, adică nu putea nimeni să facă un drum care să nu se rupă din moment ce cade versantul cu totul. Deci automat drumul acela an de an și vară de vară, mai ales că vara aceasta a fost o vară foarte ploioasă, s-a rupt, trebuia dar întreținut. Foarte lungă perioadă din această vară drumul a fost impracticabil.
Adică nu era chiar atât de greu să duci un bulldozer de excavator și să îndrepți puțin terenul, că nu trebuia să reasfaltezi. În Consiliul Județean cu privire la acest drum în ultimele aceste luni în care dumneavoastră au existat discuții în fiecare ședință la care am participat eu începând din aprilie, pentru că dacă nu este cel de la Urăștie, cel de la Gioagiu, dacă nu e de la Gioagiu, e de la Boșoro, dacă nu e de la Boșoro, de la Lunca Cernii, toate drumurile județene din județ sunt într-o stare deplorabilă. Faptul că noi am avut niște inundații vara aceasta și am avut niște ploi, au dus ca starea lor să fie mult mai groaznică și a dus la primirea unor fonduri de la guvern, care au ajutat primăriile să-și facă treaba. Pentru Consiliul Județean, altceva decât să tot votăm și să răzvotăm și să răzpropunem și să analizăm ce drumuri sunt în problemă, inclusiv la ultima ședință care a fost la sfârșitul lunii august, în condițiile în care inundațiile au fost la începutul lunii iunie, noi încă ne discutam câți bani, unde, ce kilometri, ce... Deci nu se știa exact situația din teritoriu. Deci noi nu știam situația, dar cu toate că noi, eu personal, zona pe care o cunosc eu cel mai bine fiind de la Călan, drumurile de la, v-am spus, de la Boșoro, de la Orăștie, de la Rapolt, deci eu le-am adus la cunoștință. Am luat cuvântul în ședință și am spus, avem probleme acolo, acolo, acolo. Și cel mai simpatic, între ghilimele, răspuns a fost al unui coleg... Nu dau nume, cu toate că cel se poate bine vedea pe proces verbal, că a rămas consemnat, un coleg de la PSD care mi-a spus să-i transmitem domnului Orban să dea ordonanță de urgență să nu mai plouă, dacă vrem să avem drumuri în județ. Ăsta a fost răspunsul unui coleg consilier județean PSD în ședința de Consiliu Județean. Totul este consemnat în procesul verbal de ședință. Eu așa ceva nu m-am așteptat să... Cum ați reacționat la auzul acestui răspuns? Deci m-am blocat, chiar n-am mai... N-am mai știut ce să mai zic, adică nu știu dacă asta e o... N-am putut să iau nici măcar ca pe o glumă, reală. Pentru că nu poți să glumești când oamenii sunt izolați. Noi asta aveam probleme, erau rămași oameni izolați, care nu au putut să coboare zile între să-și iau o pâine, să-și iau oameni bătrâni. Erau izolați în munte și răspunsul a fost să dăm ordonanță de urgență să nu mai plouă, ca și cum ploile țin de guvern sau țin de... Nu țin de nimeni. S-a întâmplat, ok, hai să vedem cum rezolvăm problema. Poate ar trebui să spunem, să ne spunem și care este rolul unui consilier județean. Pentru că, iată din ce îmi spuneți, probabil că unii nu înțeleg care este statutul, rolul pe care un consilier județean, indiferent din ce zonă acestui județ este, rolul pe care îl are acolo când, până la urmă, are în mână frâiele. Rolul unui consilier județean este să reprezinte oamenii care l-au votat, în primul rând. Fiecare zonă are anumiți oameni propuși pe listă. Care se presupune că și cunosc problemele care zonei respective și ale oamenilor. Care se presupune că și cunosc problemele, se presupune că sunt conectați cu problemele zonei respective, nu cu a unei comune sau unui oraș. De exemplu, eu am o zonă mai largă, răspunde două orașe și patru comune din punct de vedere care politic. Care sunt acestea? Călan, Simeria, Rapoltul Mare, Băcia, Boșorod și Bretea Română. Na. Având aceste atribuțiuni politice, asta înseamnă că eu sunt în legătură cu reprezentanții noștri din localitatea respectivă. Că avem primar, că nu este primar, că este doar candidat acum la primărie și sperăm să reușim să ne impunem niște primari. Sunt oameni care sunt implicați și care cunosc problemele localității. Ei mi le transmit mie, eu automat le transmit în Consiliul Județean. Avem o problemă acolo, când discutăm de drum, da? Avem problemă și acolo, și acolo. Dacă s-a făcut proiect, dacă nu s-a făcut, luăm inițiativă. Haideți să facem, Pentru că eu înțeleg că președintele Consiliului Județean, omul care practic răspunde de tot și ordonatorul de credite care semnează și dă bani încolo încoace, nu are la curent cu tot. Dar rolul meu ca și consilier județean este să-i aduc la cunoștință, avem un problem acolo, avem un problem acolo, haideți să o rezolvăm. Haideți să vedem ce putem face să le rezolvăm. Căutăm o finanțare. Este drumul Hunedoara Călan. Da, e o lucrare foarte mare, care poate nu ne puteam permite din bugetul Consiliului Județean sau era o investiție prea mare și avem posibilitatea să acceptăm fonduri europene. Haideți să o facem. Haideți să căutăm surse de finanțare pentru fiecare proiect în parte, pentru fiecare problemă în parte. Dacă în fiecare zonă am avea un om care s-ar implica și s-ar dori și s-ar lupta, eu nu cred că în 4 ani de zile nu s-ar fi putut face și nu s-ar fi putut rezolva o grămadă de probleme.
Cum vedeți dumneavoastră aceste fonduri europene? Tot am discutat de-a lungul anilor, de-a lungul timpului despre acești bani care putem spune că ne vin așa mănușă sau ar trebui să ne vină ca mănușă. Aici vorbesc și de comune și de orașe și de municipii, chiar și de Consiliul Județean, care au această posibilitate de a accesa aceste fonduri europene, fără de care, cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, ar fi aproape imposibil ca o comunitate să se dezvolte mult mai repede. Pentru că acum de dezvoltat se dezvoltă, dar mai avem nevoie și de puțină viteză, parcă. Nu mai avem atât de multă răbdare de a aștepta, nu știu ce să așteptăm. Da, bun. Bugetul fiecărei localități, când vorbim de primării, de comune sau de orașe mai mici, în principiu bugetul, încasările sunt care limitate. Vin la primărie, nici măcar nu acoperă cheltuielile. Pentru a avea bani și pentru investiții, trebuie să stai cu mâna întinsă la Consiliul Județean, trebuie să stai cu mâna întinsă pe la guvern sau să încerci să accesezi fonduri europene. Fondurile europene vin să scrii proiecte, exact. Dar și aceste proiecte vin cu anumite condiții. Pentru că, de exemplu, degeaba am eu o comună de 300 de case și vreau să bag apă. Pentru că proiectele, fondurile europene pentru apă, cer un număr minim de 2.000 de locuitori sau 3.000 de locuitori sau 3.000 de locuințe. Și atunci se pot face uniuni între comune, cum au fost cele pe Gal. Galul a fost un răspuns la această problemă. O asociere între comune sau între comune și orașe pentru a reuși să acceseze anumite fonduri. La fel cum în acest moment sunt în desfășurare proiectele pentru gaz. Guvernul PNL, care a venit din 1 noiembrie, guvernul condus de domnul Orban, a reușit să transmită un mesaj și să transpună până la urmă o dorință a Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană își dorește ca până în 2050 să fim, să nu poluăm mai mult decât putem să regenerăm. Să încercăm să fim neutru din punct de vedere al gradului de afectare al mediului. Un proiect ambițios, dar da. Care se poate realiza dacă... Bun. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că se va trece cât se va putea de repede spre autobuze și spre mijloace de transport electrice, ca să nu mai consumăm motorină, să nu mai avem noxe. Se va trece pe gaz. Se va trece, în primul rând, consumul casnic înspre gaz pentru a limita consumul de lemne. Pentru că lemnele, în primul rând, tăiem pădurea și nu mai produce oxigen și, în al doilea rând, dăm în atmosferă foarte mult CO2, arzând lemne. Și se dorește foarte mult să se implementeze ca acești consumatori casnici să folosească mult mai mult gaz, să aibă acces la gaz. Bun. Dorindu-și acest lucru, guvernul a repartizat niște fonduri înspre această speță. Bun, dar la fel avem limita asta prin care pentru a depune proiectul, pentru a fi eligibil proiectul, trebuie să avem un număr minim de consumatori. Și atunci, automat, se fac alianțele. Dacă un primar își dorește, merge și vorbește cu primarul vecin și cu primarul vecin și se rezolv. La noi, la Călan, avem câteva... Călan nu este doar orașul nou Călan, noi avem și câteva sate în administrare, câteva au deja gaz, câteva ne dorim... Să reușim să băgăm în această tranșă gazul, dar la fel, numărul fiind prea mic, am mers și am vorbit cu primarul de la Boșoroda, am vorbit cu primarul de la Puia, am vorbit cu primarul de la Beriu, am vorbit cu primarii liberali care își doresc să acceseze acest proiect. Și atunci, ei au făcut o echipă, depunem proiectul împreună prin această uniune și vom reuși să facem, să accesăm fondurile pentru a extinde rețeaua de gaz. Bun, asta ce înseamnă? Înseamnă multă muncă, înseamnă multă responsabilitate, înseamnă un om care își dorește și un om care este dispus să se zbată pentru ca aceste lucruri să se întâmple. Eu cred că până la urmă asta lipsește. Nu neapărat partidul ăla sau partidul ăla, lipsește omul. Și atunci, de asta îmi doresc ca tinerii să vină să se implice, pentru că atunci când ești tânăr, cu toate că mie colegii mai în vârstă îmi spun că poate sunt prea... vulcanică și prea îmi doresc să se întâmple lucrurile repede și trebuie să am răbdare. Da, cu anumite lucruri trebuie să ai răbdare, dar cu anumite lucruri, dacă nu te zbați și nu ai dorința asta să faci astăzi, nu mâine, nu poimine, să faci astăzi, multe lucruri poate nu se întâmplă. Și mai ales atunci când vezi că există și
orașe nu foarte departe de Deva, de Călan, de județul Hunedoara, care s-au dezvoltat într-un ritm mult mai alert față de ce se întâmplă în județul Hunedoara, sau cel puțin în ultimii ani ce s-a întâmplat. Parcă nu ți-e chiar la îndemână așa să stai și să tot aștepți să se întâmple ceva. Trebuie să te implici, așa cum spuneați mai devreme. Aveți o echipă formată din oameni care sunt specialiști în mai multe domenii, pentru că și aici este o problemă, sau cel puțin era o problemă, pentru că ne-am cam săturat, sau mulți dintre cei care ne urmăresc, să vadă oameni care, nu știu, au studii în agricultură și au ajuns să conducă departamente de, nu știu, geografie. Dau un exemplu acum banal. Aveți o echipă formată din oameni și aici o să vă las pe dumneavoastră să ne povestiți puțin și despre colegii pe care îi aveți în această echipă, iată, alianței PNL-UDMR, PNCCD pentru Consiliul Județean Hunedoara. Da, avem colegi profesioniști și colegi pregătiți pe fiecare domeniu și în plus de asta, în momentul în care vom câștiga Consiliul Județean, sunt sigură că departamentele din Consiliul Județean, pentru că orice primărie sau orice instituție, orice consiliu, are un departament tehnic, un departament unde sunt juriști, un departament unde sunt ingineri, un departament unde sunt istorici pentru cultură, de exemplu. Fiecare departament este la dispoziția noastră a consiliilor județeni. Deci eu, ca și consiliul județean, nu e neapărat să fiu profesionist, să le știu pe toate, dar am aceste departamente care eu venim cu ideea, ei îmi fac cadrul legal și îmi dau soluțiile tehnice și îmi pun la dispoziție tot ce am nevoie pentru ca ideea mea, proiectul meu, să se concretizeze. De asta spun, în primul rând avem nevoie de voință. Apoi, da, este normal să fim profesioniști, pentru că este normal ca eu, când mă duc să citesc un buget, să știu ce citesc acolo, pentru că sunt prea puțini și sunt primari puțini care nu știu să citească un buget și nu știu cum se compune și din ce se compune, pentru a le fi lor mai ușor să știe de unde să facă rost de bani în plus. Exact, și consilierii aceștia județeni sau locali nu trebuie să fie o mașinărie de vot. Nu. Automat, trebuie exact să înțeleagă ce votează. Și să ce înțeleagă puțin documente. Și ce votează și, cum a spus, să își dorească. Pentru că, în primul rând, degeaba avem putință și putem dacă nu știm ce vrem să facem. Pentru că, până la urmă, orice proiect, dacă ne dorim cu adevărat și tragem în toate direcțiile și tragem să se concretizeze, se concretizează. Este puțin mai greu, pentru că, până la urmă, asta este, cred că, cea mai mare problemă a României, și anume birocrația. Și faptul că orice proiect... E o adevărată provocare. Orice proiect avem și orice lucru ne dorim să-l facem în administrație, trebuie să treacă prin 1000 de etape și 1000 de documentații. Bun, și aceste lucruri și așa se pot departe. Schimba la un moment dat. Se pentru că schimba... sunt factori decizionali care pot să facă anumite modificări și în această legislație. Se pot schimba, dar și asta este cu două tăișuri, pentru că tot acest stufăriș a venit pentru a împiedica și pentru a opri corupția. Pentru că dacă eu iau o decizie, am decis, azi am făcut, pot să devin pasibil de încălcări ale codului etic și de să intru în vizorul DNA pentru că nu am avut poate aprobări și avize. Și atunci se trece orice document și orice proiect, se trece prin mai multe mâini și prin mai mulți oameni pentru a se... Ceea ce înseamnă timp. Da, ceea ce înseamnă timp pentru a limita la minim această tentație, să spun așa, omului politic, pentru că omul politic să nu mai cu fie tentat. Cu voie sau fără voie uneori, pentru că... Poate de multe ori s-au făcut și fără neapărat un profit personal. Pentru că eu corupția, până la urmă, eu așa o văd. Un profit personal pe care eu îl am făcând o ilegalitate pe care mi-o permite funcția. Dar dacă eu am făcut o chestie pentru binele comunității și n-am avut niciun folos, sunt și cazuri de genul ăsta prin care au sărit poate o etapă, intenționat sau din știință, din neștiință, se mai poate întâmpla, dar bun, acum de cazurile mari de corupție nici nu se pune problema, că acolo clar a fost în interes personal, că nu putem să avem sute de milioane de euro în cont și noi am lucrat toată viața la stat. Noi am fost bugetar, am luat 10.000 de lei pe lună și eu am vilă de 3 milioane de euro. Deci așa acolo ceva... cam dau cu virgulă calculele. Deja cu automat discutăm despre altceva. În ceea ce vă privește, candidați, iată, pe lista, cum spuneam, alianței PNL-UDMR-PNCCD pentru funcția de consilier județean. În ce domenii
vă calificați sau care ar fi proiectele principale pentru care vreți să luptați în Consiliul Județean Hunedoara? Da, eu ca și formare sunt istoric. Am absolvit Facultatea de Istorie în cadrul Universității de Vest Timișoara, după care am făcut un masterat în Arheologie Interdisciplinară tot la Universitatea de Vest din Timișoara. După care am lăsat Timișoara să mă întorc la Călan, unde mi-am puțini deschis... fac acest lucru, da, cred. Foarte, din păcate foarte puțin, și mi-aș dori, nu pot să spun că este un proiect pe care îl văd așa cumva concret, dar este o dorință de a mea și o să lupt și până la urmă o să reușesc să fac un proiect prin care tinerii să se întoarcă acasă. După ce pleacă la studii, la Cluj, la Timișoara, la București, să-și dorească să vină înapoi în județ, pentru că noi avem nevoie de oameni competenți și avem nevoie de ei. Bun, eu m-am întors la Călan, mi-am deschis o afacere pe care o am și în acest moment, lucrez în privat. Dar pasiunea mea a rămas în continuare istoria și fiind din Călan acolo... Deci nu activați în domeniul în care ați studiat. Nu, n-am... Nu știu, a fost așa o conjunctură prin care mama, fiind profesor, mi-a spus: mamă, mai bine încerci altceva, că și eu sunt profesor și poate ți s-ar potrivi mai bine altceva. Pentru că până la urmă, în momentul în care termin Facultatea de Istorie, sunt puțini care au în parte spre cercetare și marea majoritate intră în învățământ. Nu... Până nu a fost visul dumneavoastră, să zicem, acesta de a intra în învățământ. Da, eu am fost foarte, și sunt în continuare, foarte pasionată de istorie, dar asta nu s-a transpus neapărat în dorința de a fi un profesor și de a educa generațiile care vin după mine. Nu știu, poate n-am destul de răbdare pentru asta, dar până la urmă, cred că vocația mea a fost totuși politica. Pentru că sunt mulți absolvenți de istorie care intră în politică. De ce? Pentru că în momentul în care faci istorie, tu automat înveți și istoria politicii, să spun așa. Pentru că tot timpul istoria ce este? Sunt evenimentele politice desfășurate înainte. Și dacă nu ne cunoaștem istoria, în primul rând suntem sortiți să repetăm greșelile celor care au trecut odată pe aici, au căzut într-o groapă și o să cădem și noi dacă nu știm că ne păstrăm cumva tradiția prin care ei știau că trebuie să ocolim groapa respectivă. Practic, considerați că acesta reprezintă un avantaj pe care îl aveți, faptul că aveți aceste studii în domeniul în care, iată, cred 4, 6, 8 ani, cât ați studiat 5. Istoria? 5. 5. 5. 3 ani de facultate, 2 ani de masterat. Bun. În ultima, după 2013, după ce am intrat în Partidul Național Liberal și m-am hotărât să mă implic în politică, am considerat că ar fi cazul să încep să mă pregătesc pe administrație publică și pe politică. Pentru că, cu toate că sunt 90% poate din politicieni, n-au niciun studiu, niciun domeniu, cu atât mai puțin în administrație publică, eu am vrut să știu efectiv ce face un primar, ce face un consilier local, ce face un consilier județean, ce face un audit, ce înseamnă un buget și așa mai departe. Și am început să studiez în acest domeniu. Am făcut un curs de management în instituțiile publice, unde am învățat toate compartimentele într-o instituție, care cu ce se ocupă. În acest moment am terminat anul întâi la masterat de administrație publică și dezvoltare comunitară la Universitatea din Petroșani. Am un an, o să am al doilea master finalizat. Și în același timp am urmat programe puse la dispoziție de Partidul Național Liberal. Avem un program de excelență în politică susținut de Fundația Germană Konrad Adenauer, pe care l-am absolvit anul trecut, în care am avut șansa să lucrez și să învăț de la oameni din diferite domenii, inclusiv de la primarii noștri, care sunt foarte mediatizați, domnul Bolojan, domnul Boc, domnul Robu. Am avut profesori universitari de drept, de economie, de profesori de la ASE, de la București, care ne-au predat și de la care școală. Da, da, până la urmă. Bun, a fost un pic mai comprimat, să spun, pot să zic că am urmat 10 ani studii zilnice, dar am făcut seminarii periodic, am avut o perioadă în care eram săptămânal la București sau la Cluj sau la Timișoara, unde am avut parte, în primul, de experiența lor și de cunoștința lor și de disponibilitatea lor de a ne ajuta. Și în același timp avem contactele lor și oricând eu am o problemă sau o nelămurire, avem deschidere să pun o întrebare și să primez răspunsul la întrebarea aceea.
Până la urmă asta înseamnă și o echipă, sau ar trebui să însemne și o echipă în adevăratul sens al cuvântului, că ori de câte ori, iată, un tânăr are nevoie de susținere pe mai multe planuri, probabil, să știe că poate să apeleze întotdeauna la cineva cu experiență în politică și administrație. Da, un tânăr și nu doar eu, pentru că știu că domnul Florin Oancea, primarul Devei, în momentul în care a câștigat mandatul, a fost foarte, foarte bine venit la Oradea, unde domnul Bolojan l-a îndrumat și i-a răspuns la fel tuturor întrebărilor și eu știu și cunosc din interior acest lucru, pentru că între toți primarii liberali este o comunicare extraordinară, indiferent că sunt din județ sau din alt județ sau orice. De exemplu, la Cluj se implementează un proiect și domnul Oancea vrea să-l facă pentru a-i fi mai ușor, nu că n-ar fi competent sau n-ar fi în stare sau n-ar ști, dar e mai ușor să iei informația de gata. Zic, bă, unde ai fost? Acolo, 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 am făcut aia, aia, gata, facem și noi. Merge, exact, se ușurează, se ușurează, se ușurează. Da. Lene să facă sau să urmeze acești pași. Tocmai asta zic, este mai ușor să mergi pe un drum care a fost deja făcut. Un drum pavat deja. Un drum pavat deja. Și de asta primarii noștri sunt atât de lăudați. Pentru că, vă spun sincer, eu nu știu niciun primar PSD care să fie atât de mult lăudat și atât de mult mediatizat cum sunt primarii noștri și orașele pe care ele le-au ridicat din țărână până la urmă. Că după 90, cam toți eram la același nivel și de acolo până la avea Clujul și avea Oradea și avea Timișoara la nivelul la care sunt, e mare lucru. La fel și Deva, uitați-vă, numai în 2 ani de mandat, Deva chiar este frumoasă. Deva a început să se dezvolte, Deva are proiecte depuse, proiecte în desfășurare, proiecte finanțate de foarte, foarte mulți bani, în primul rând pe fondurile europene. Și pentru a accesa fondurile europene, în primul rând îți trebuie foarte, foarte mulți nervi. Pentru că este cea mai... Deci pe lângă actele care sunt cerute de la Uniunea Europeană, sunt foarte multe acte cerute și de statul român și birocrația aceasta face ca de multe ori să rămână o dorință. Pentru că nu cred că este vreun primar care nu și-a dorit ca comunitatea pe care o păstorește să se dezvolte, dar poate de multe ori a fost frică, le-a fost teamă, s-au împotmolit, au făcut un proiect și pe urmă au văzut cât e de greu, s-au lăsat pe gubaș. Și aici există firme specializate care pot să sprijine acești primari care fie nu au o echipă bine pregătită pentru a dezvolta astfel de proiecte, fie le este teamă, fie... Da, o firmă poate să facă proiectul și atât. Intră în atribuțiunile instituțiilor publice care vrea să acceseze fondurile sau a privatului care vrea să obțină avize, să obțină hârtii, să obțină descărcări arheologice, să dețină fel și fel și fel de acte care sunt cerute pentru ca acel dosar să fie complet. Pentru că nu e destul să scrii proiectul, după ce îl scrii trebuie să ai o documentație foarte stufoasă. Începe episodul 2 din greutățile exact. Cu care se vor confrunta cei exact. Care... Deci partea asta este cea mai grea. Nu neapărat faptul că scrii un proiect și spui îmi doresc să fac pe ei să treacă un drum, să fie de pământ sau să fie de asfalt. Pe urmă trebuie să iei o grămadă de documentație pentru că acel drum să se poată face. Spuneți că cel mai bine este ca echipa pe care o are un primar, un președinte de Consiliul Județean să fie bine pregătită în acest Să fie bine pregătită. Care are un primar național liberal de la nivel național se va face pentru că avem niște tineri foarte competenți în funcții cheie, să spun. Avem un coleg care este vicepreședintele echipei de la Departamentul de Digitalizare și care a făcut enorm de multe lucruri într-un timp foarte scurt. Pentru că în momentul de față, nu știu dacă știți sau nu, dar pe ghișeul online se pot plăti aproximativ toate taxele care înainte trebuia să mergi să stai la cost la trezorerie sau la cec. Da, sau practic în acest an așa, obligat, forțat, lucrurile dar, au înaintat cu pași foarte repede spre această digitalizare. Dar proiectele acestea noi le aveam dinainte și poate faptul că a venit pandemia a fost un plus, pentru că ce până acum poate îți lasă, ați accelerat vreme, ritmul. Da, urmează, se va face, avem alte priorități, a devenit o prioritate și s-a făcut. Și mă bucur foarte mult, pentru că văd că încet încet se mișcă lucrurile în acest sens și efectiv nu mai trebuie să mergi, inclusiv pentru mine personal, având firmă, mi-a ușurat foarte, foarte mult munca, faptul că nu mai trebuie să merg pentru fiecare certificat fiscal sau pentru orice cel hârtie, puțin 3 uși. Să trebuiască să mă duc două și să aștept 3 zile ca să mă duc iară să-l iau de la
direcția fiscală, acum se poate emite foarte frumos, vine pe e-mail, face o cerere online, vine pe mail, deci mai ales pentru noi tineri este foarte ușor, pentru că noi trăim o viață atât de agitată și atât de în viteză, încât orice coadă și orice chestie pe noi ne enervează. Pierdere de timp, exact. Ne și enervează și este timp pe care altfel îl putem petrece altfel. Cum vedeți dumneavoastră județul Hunedoara în următorii 4 ani? În următorii 4 ani, dacă alegătorii vor hotărâ să pună ștampila pe alianța Partidului Național Liberal împreună cu UDMR și PNCCD și, în primul rând, dacă îl vor vota pe Adrian David, colegul meu, cred că viitorul arată foarte bine. Pentru că Adrian David este un tânăr foarte competent, un tânăr care are pregătire, un tânăr care are experiență, un tânăr care are toată susținerea tuturor colegilor primari, deputați, senatori, primari de orașe mari, președinți de consilii județene și județul Hunedoara, tot ceea ce înseamnă dreaptă până la urmă, pentru că tocmai de aceea s-a și creat această alianță. Exact. Această alianță s-a creat pentru a fi sigur că el va câștiga și pentru că ne dorim să mergem în sus. Pentru că, din punctul meu de vedere, în ultimii 4 ani, noi am mers cam în jos și, dacă nu, măcar clar am stagnat. Pentru că mă uit la alte județe și mă uit cât a crescut Alba în 4 ani și mă uit și văd cât a crescut Brașovul în 4 ani. Brașovul face aeroport de la zero prin dorința președintelui Consiliului Județean. La noi nu se poate face un drum care deja este făcut. Nu se poate, de fapt, reconsolida, că nu îl facem de la zero în 4 ani de zile și Brașov își face aeroport. Deci asta este diferența dintre un om care își dorește și se zbate și un om care hai să treacă luna, vine salarul, mai vedem, mai... No. De asta și, în primul rând, poate ține și de vârstă. Pentru că actualul președinte al Consiliului Județean, domnul Bobura, din câte știu, are peste 70 de ani sau în jur la 70 de ani și Adi David are 38. De asta zic, una e să fii tânăr și să poți și să vrei și să te zbați și alta este să fii mai aproape de pensie și să te gândești la lucruri mai, poate, relaxante, mai un concediu, mai... Este, sau reprezintă această vârstă pe care, iată, și dumneavoastră și domnul Adrian Nicolae David, candidatul alianței PNL-UDMR-PNCCD, o are pentru că sunteți oameni care au până în 40 de ani și, cum spuneați și dumneavoastră, încă vă încadrați aici la capitolul tineri. Important este pentru hunedoreni să le prezentați proiectele, să le prezentați viziunea pe care o aveți, că de povești și promisiuni s-au cam săturat oamenii. Cred că și dumneavoastră, probabil, având experiența anilor anteriori, vreți să vedeți mai mult. Fiind în campania electorală, altceva decât să le spunem proiectele și să le promitem că vom face anumite lucruri, nu putem face. Dar dacă vom avea votul lor, vom face. Pentru că multe lucruri s-au împlinit în acel an de mandat în care Adi David a fost candidat, a fost președinte al Consiliului Județean din 2015 până în 2016. El a fost cel care a finalizat drumul către Sarmiță, Getuza, Regia, ceea ce a făcut ca numărul de turiști să... Nu știu de câte ori s-a multiplicat numărul de turiști. Pentru că una era să mergi pe un drum de țară plin de gropi și alta este să mergi până să mergi pe asfalt. Și știu și îmi doresc alături de el ca unul dintre obiectivele principale să fie punerea în valoare a cetăților dacice. În momentul de față, afară de Sarmiță, Getuza, Regia, celelalte cetăți fac parte din patrimoniul UNESCO și ne dorim foarte mult ca ele să intre în administrarea Consiliului Județean pentru a fi puse în valoare și a se investi foarte mult în acest domeniu, pentru că, până la urmă, noi suntem inima daciei. Și aici este un subiect sensibil pentru dumneavoastră, mă gândesc. Da, și asta este ceea ce îmi doresc, să promovăm foarte bine cetățile dacice, castelul de la Hunedoara, cetatea de la Deva. Avem foarte, foarte multă istorie și trebuie pusă în valoare pentru a atrage turiști, pentru că în momentul în care vin turiști, automat și economia se dezvoltă. Să înțeleg că vă doriți să puneți accent și pe partea aceasta a dezvoltării turismului. Absolut, pentru că absolut. Tot vorbim și despre această alternativă, pentru că nu putem sau nu știu, putem sau nu putem să ne bazăm doar pe turism. Nu cred că Eu cred că da și cred că varianta și dezvoltarea, direcția în care trebuie să ia județul Hunedoara este turismul. Pentru că în partea asta centrală de județ avem cetățile dacice, avem castelul de la Hunedoara, avem cetatea de la Deva. Bun, acestea sunt obiectivele turism reprezentative, exact, pentru județ pe care partea le cunosc avem toți românii și nu numai. Avem turismul ecumenic de pe Prislop, unde toată lumea vine să se închine și să spună rugăciune pentru părintele Arsenie Boca. Și acolo este
extraordinar dezvoltat. Avem geoparcul dinozauri pe Țara Hațiuc, avem Sarmise, Getuza, Olpia Traiana, capitala Daciei Romane, în ceea ce ține de turism și de centru, și în același timp pe Valea Jiului putem dezvolta niște stațiuni montane extraordinare, pentru că Straja este foarte căutată, Parângul este foarte căutat, trebuie doar să facem punctual lucrurile să funcționeze din prisma atribuțiilor Consiliului Județean. Deci să avem acces, pe urmă primările să facă apă, să facă canal, să facă utilitățile publice, să ducă curent, să facă, pentru că investitorii vor veni. Oamenii își doresc să investească în România, românii își doresc să investească, sunt o grămadă de oameni, cunosc eu, care sunt plecați dincolo și îmi spun că vor să vină acasă, vor să-și facă o mică afacere, vor să-și deschidă o pensiune. Cu banii câștigați în străinătate, exact, sunt dispuși să se întoarcă și să, exact, dezvolte aici o afacere, însă trebuie să aibă, cum spuneați, și susținerea și din partea autorităților locale și din partea autorităților județene. Trebuie să avem o viziune și trebuie să investim, să tragem în această direcție. Și Adi David are această viziune și echipa Partidului Național Liberal, împreună cu colegii noștri de la UDMR și PNCCD. Știm ce avem de făcut, avem doar nevoie de votul dumneavoastră pentru ca în 27 septembrie să ne susțineți și să putem să dăm drumul la muncă. Suntem pregătiți, vrem să muncim, dați-ne doar votul și girul noastră pentru a putea duce lucrurile la bun sfârșit. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. A fost o plăcere să am alături de mine o persoană tânără, iată, care își dorește și poate, cred, din ceea ce ne-ați prezentat astăzi și cum v-ați prezentat astăzi, și studii și experiență și în politică și în administrație, pentru că cele două se cam îmbină, asta este realitatea. Vă doresc mult succes în această campanie, în data de 27 septembrie și după. Mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că v-ați uitat și astăzi la noi. Să aveți o după masă frumoasă. Numai bine!